Vă pup, dragii mei! Sunt Monica Angel și vă dau întâlnire pe data de 30 iunie la Piatra Neamț, la Hotel Central Plața, la ora 17. Abia aștept să ne vedem, să vă povestesc despre această transformare a mea care a început în urmă cu 6 ani. Și dacă tot sunt acolo, o să vă și cânt. Deci, practic, îmbinăm utilul cu plăcutul. Abia aștept să ne cunoaștem, să stăm de vorbă și să vă împărtășesc din experiența mea. Vă pup și vă îmbrățișez pe toți cu drag și prețuire. Numai bine! Pupici! Anumite probleme legate de matematică aplicată în nutriție. Subiect extrem de controversat, subiect de multe ori aplicat la nevoie, total greșit, și pentru asta am propus această temă de dezbatere publicului larg, matematica nutriției, pentru ca fiecare persoană care dorește să afle cam care ar fi necesarul caloric și necesarul de macronutrienți zilnic, să poată să-și facă singur calcul. Tema seminarului pe care eu am să-l susțin în cadrul evenimentului dedicat sănătății se numește Nu trata setea cu medicamente, ci hidratează-te corect. Vă promit un seminar interactiv în care veți primi informații foarte valoroase, vom vorbi despre proprietățile apei bune de băut, vom răspunde întrebărilor dumneavoastră, vom avea discuții libere și, nu în ultimul rând, am aflat din program că ne vom și distra. Salutare, dragilor! Vreau să te întreb ceva. Dacă ai ținut diete, celebre diete, și nu ai reușit să slăbești, dacă ai făcut foarte mult sport și nu ai reușit să slăbești, dacă te-ai înfometat și nu ai reușit să slăbești, cu siguranță că nu ai identificat încă cauza care a dus la îngrășare. Trebuie să vorbim deschis despre tainele psihonutriției și cum putem îmbogăți această conexiune cu corpul nostru, prin care putem calibra practic metabolismul și toată starea noastră energetică prin identificarea anumitor emoții blocate, poate, care ne duc în zona de a mânca și implicit a ne îngrășa. Eu voi susține un seminar legat de obezitatea la copii și adolescenți, o problemă foarte mare întâlnită în zilele noastre, și îți dau întâlnire din trei puncte de vedere, atât ca antreprenor, cât și ca mamă, cât și ca specialist în domeniul educației fizice și sportului.